ministru Șoșoacă face declarații, semnează controlul judiciar. 4 propoziții pentru care unul dintre cei mai buni avocați din România, mă refer la Gabi Căcescu, vine direct din ea, 6 ore dus, 6 ore întors, o noapte pierdută pe aici, fusese și pe la Arad, vă dați seama cât de bine a fost, iar altul, la fel de bun, domnul Mihai Rapcea și-a lăsat un proces cu 100 și ceva de participanți, să n-ai de 10 ori în viață, să ai peste 100 de oameni implicați într-un proces de la Craiova ca să vină la mine să mă ajute și tu îi respecti cu 4 propoziții. Credeți că nu, că nu v-au înlocuit controlul judiciar, că nu vă cercetează? De o jumătate de pagină putea să scrie, că nu scria el, îi dicta unei grefiere acolo. Ca, nu. Dar ce scrie în motivare? De ce nu vă cercetează în stare de liber? Nu e motivare. N-ați reușit să-i convingeți pe judecător că sunteți nevinovat, că nu l-ați agresat pe acel polițist? Nici nu se pune problema, nici nu s-a pus așa problema vreo secundă. Măcar să mă agațe cu chestia asta, să mă chinuiască pe aici de 2 ori pe săptămână, timp de 2 luni de zile. Așa ceva, să știți că e maxim. E maxim. Ca și când ar fi tentativă de crimă, mai zi, grup infracțional organizat din ăla cu 7 pești și 40 de prostituate, ceva de lucru, cam așa se dă. Dumneavoastră aveți conștiința împăcată că nu l-ați agresat pe respectivul polițist? Ați văzut și noastră imagine, presupun că nu mai dumneavoastră, majoritatea oamenilor. Da. Ați contestat această decizie? Am contestat-o deja. Cum vă vedeți de sărbători? Mă văd foarte bine de sărbători pe aici. Bine, am noroc că nu e chiar așa, e după a treia zi de Revelion, a treia zi de Crăciun. Doamne Șoșoacă, de Crăciun oricum rămân în zonă. Doamna senator a fost invitată la parchetul general să dea explicații în dosarul constituit ca urmare a plângerii pe care au depus-o jurnaliștii străini pe numele domniei sale? Nu. Acolo se discută altfel. Aici a fost pe repede înainte totul. Acolo o să se așeze lucrurile. La mine, 3 sferturi în dosar făcut în 48 de ore, dacă ați văzut așa ceva, ăștia avocații mei spun că în 26, unul spunea, ani de carieră, nu s-a întâmplat să vadă asemenea viteză. Dar ce s-a întâmplat? Mi-ar plăcea să se ancheteze și privatizările astea frauduloase, tot așa cu viteza fulgerului. Mi-ar plăcea ca să nu există termene gata să... Totuși, jurnaliștii aceia au intrat cu acordul dumneavoastră în locuința dumneavoastră. Au fost invitați chiar pentru început. Și când am văzut că vor să fac... L-ați ascultat?